Un român de pe nava de croazieră Diamond Princess, aflat în carantină la Yokohama, a fost depistat pozitiv la coronavirus. Pe un alt vas de croazieră andocat în Cambogia sunt 17 români, 9 pasageri și 8 membri ai echipajului, evaluarea medicală fiind în curs. Cu privire la situația cetățenilor români aflați la bordul navelor de croazieră Diamond Princess și Westerdam, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări. Ambasada României la Tokyo a fost notificată de către Ministerul de Externe al Japoniei că un cetățean român de pe nava de croazieră Diamond Princess, aflat în apele te teritoriale japoneze a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale coronavirus. Cetățeanul român a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situații. Precizează Ministerul Afacerilor Externe de la București, misiunea diplomatică a României în Japonia se află în legătură cu cetățeanul român și a făcut în regim de urgență de mersuri pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la procedurile sanitare ulterioare care vor fi derulate de către autoritățile nipone. De asemenea, Ambasada României în Japonia menține legătura și cu ceilalți cetățeni români aflați pe vas Diamond Princess. Pe nava de croazieră s-au aflat 17 cetățeni români, 15 membri ai echipajului și 2 pasageri. În ceea ce privește Vasul Westerdam, Consulatul General al României la Hong Kong a obținut confirmarea că la bordul navei se află un număr de 17 cetățeni români, respectiv 9 pasageri și 8 membri ai echipajului. Nava a fost andocată în portul Sieknokville, regatul Cambodgia. Procesul de evaluare medicală a pasagerilor și membrilor echipajului este în derulare, nefiind până în prezent confirmate cazuri de infecție cu coronavirus. Nava Westerdam a fost refuzată de mai multe state înainte de a fi acceptată de Cambogia. Presa locală din acest stat a relatat că cel puțin 20 de pasageri de pe nava Westerdam sunt testați pentru coronavirus. De asemenea, un grup de lucru guvernamental se află la bordul navei pentru a verifica starea de sănătate a pasagerilor, precum și documentele și pentru a decide dacă permită debarcarea. Reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu autoritățile locale și reprezentanțele diplomatice ale altor state membre ale Uniunii Europene și sunt pregătite să acorde asistență consulară cetățenilor români